Proiectul intitulat Brains at School, Knowledge is Power, a adus alături elevi de la Liceul Matei Basarab, Gimnazium numărul 1, Mosina, Polonia și Instituto Compressivo Muro Lecceze, Italia. Săptămâna aceasta, gazde au fost elevii din Craiova, care le-au pregătit oaspeților un program variat și atractiv, din care nu au lipsit surprizele culinare și folclorice. Chiar în seara aceasta avem masa tradițională cu sarmale, cu crap, mămăligă și în fiecare zi masa s-a servit în cantină cu mâncăruri tradiționale pentru că aceasta a fost și ideea proiectului. Elevii din România, Polonia și Italia au învățat să comunice, depășind barierele lingvistice și culturale. Prima dată am fost cam timizi, dar am început să discutăm și se vor lega prietenii. Am luat 3 elevi, 2 din Polonia și unul din Italia. Am luat, l-am cazat acasă. Și ce le-ai arătat tu? Păi băiatului din Italia i-am arătat seria mea de trofee și medalii de la fotbal, iar fetelor le-am arătat toată casa. Voi duce în Italia și în Polonia. Ești curios să le vezi țara? Sunt foarte curios. Diversele activități din proiect au fost pliate pe obiectivele acestuia, încurajând elevii să colaboreze, să comunice într-o limbă străină, să învețe autonom, să cunoască tipul de inteligență pe care să-l poată dezvolta, să-și dorească să evolueze.